Salutări! Sunt Cristina Vădăstreanu, mama a doi copii și de 4 ani antreprenor. Am lucrat timp de 9 ani ca asistent universitar, am terminat un doctorat în sociologie și, sincer, mă vedeam ieșind la pensie ca profesor universitar pentru că era un vis împlinit să fiu cadru didactic universitar. Însă, deși poate din afară mulți ar fi zis că am o viață foarte frumoasă, ajunsesem în acel moment în viața mea în care mă simțeam foarte obosită și sătulă de toată alergătura dintre casă, grădiniță, job, înapoi acasă, lucra până târziu în noapte. Eram tot mai frustrată pentru că, deși munceam foarte mult și sacrificam din timpul pe care aș fi vrut să-l petrec cu familia, financiar mă simțeam în nesiguranță, simțeam că nu mai pot să avansez financiar și chiar ajunsesem în situația în care să mă gândesc cum o voi descurca de la o lună la alta. Însă, cel mai mult mă durea faptul că simțeam că eșuez ca mamă, fiindcă nu petreceam suficient timp de calitate cu fetița mea și chiar deveniseră foarte dese serile în care aceasta mă respingea plângând, spunându-mi că a trecut încă o zi în care nu mă jucasem cu ea. Mi-am dat seama în al doilea concediu de maternitate că eu sunt singura responsabilă să schimb lucrurile dacă vreau să trăiesc viața fericită pe care mi-o imaginam. Așa am decis să renunț la universitate și să-mi caut de lucru de acasă ca să pot să fiu mai mult timp cu copiii mei. Am găsit așa oportunitatea de a-mi dezvolta o afacere în online și recunosc că am fost foarte sceptică la început, însă am mers pe principiul că oricum nu am nimic de pierdut, așa că mi-am dat o șansă. Acum sunt foarte fericită că mi-am dat acea șansă, fiindcă de 4 ani am ocazia să lucrez ceea ce îmi place, să-mi dezvoltă carieră, ajutând oamenii, așa cum am visat dintotdeauna, să-i susțin în călătoria lor de a-și urma visurile. Din punct de vedere financiar, mă simt tot mai în siguranță, fiindcă știu că acum veniturile mele depind doar de mine și sunt în creștere, însă cel mai mult mă împlinește faptul pentru că știu că pot să fiu un exemplu pozitiv pentru copiii mei, să le arăt cum să-și urmeze visurile și pentru că știu că ei se simt în siguranță, fiindcă sunt convinși că de fiecare dată când au nevoie, mami este acolo. Cam asta este povestea mea pe scurt. Sunt foarte curioasă să știu povestea ta, fiindcă vreau să te cunosc, deoarece acum scopul meu este să ajut cât mai mulți oameni să își urmeze visurile, să îi susțin în călătoria lor de a-și împlini visurile. Așa că te rog, lasă-mi un mesaj și spune-mi care-i povestea ta. Îți doresc să ai o zi excelentă!